Logii private construite pentru ca membrii elitei să urmărească spectacole de lupte între gladiatori sau animale sălbatice au fost dezgropate în amfiteatrul vechi de 1800 de ani din orașul antic Pergamon. De 3 ani sunt efectuate cercetări arheologice de la amfiteatrul Pergamon din Turcia, un obiectiv de interes pentru istorici, deoarece este asemănător cu Coloseumul din Roma. Cercetările sunt efectuate cu permisiunea Ministerului Culturii și Turismului din Turcia, de specialiști de la Institutul de Arheologie German și Departamentul de Cercetare a Clădirilor Istorice și Conservare a Monumentelor din cadrul Institutului de Arhitectură al Universității Tehnice din Berlin. Zonele de relaxare, care odinioară erau dedicate oamenilor din clasa de sus și care arătau asemănător cu logiile private de astăzi, au fost ultimele descoperiri făcute în amfiteatru. În acest loc au avut loc lupte de gladiatori și animale sălbatice în secolul al II-lea înainte de Hristos. Au fost executați primii creștini din Pergamon și au fost reconstituite bătăliile militare. Se crede că scaunele din piatră, pe care erau gravate numele elitelor, au fost cumpărate sau închiriate pentru a fi folosite periodic. Amfiteatrul a fost construit în epoca romană pentru lupte de gladiatori. De asemenea, credem că acolo au fost organizate și lupte cu animale. Se știe că au existat lupte și între animale și gladiatori. În unele cazuri, infractorii au fost aruncați în fața animalelor și executați. Pe de altă parte, credem că bătăliile navale, numite Naumacia, au fost reconstituite aici, au afirmat arheologi și cercetători în construcții istorice de la Universitatea Tehnică din Berlin. Deși specialiștii nu au putut estima cu exactitate capacitatea arenei Coloseumului din Turcia, cred că era una mare, cu cel puțin 25.000 de locuri, dar care ar fi putut crește chiar și la 50.000 de locuri. Edilii din vechiul oraș au construit amfiteatrul din Pergamon pentru a întrece orașele concurente Efes și Smirna. Au vrut să construiască aici o replică a Coloseumului, iar oamenii au venit aici. Au existat și diferențe în cadrul societății. Familiile foarte bogate, foarte importante, aveau secțiuni speciale cu numele lor gravate pe scaune, au afirmat arheologii implicați în proiect. O altă chestiune care a atras atenția arheologilor a fost că numele latine erau scrise cu litere grecești. Scaunele din piatră, care au fost găsite în timpul săpăturilor arheologice, vor fi expuse la Muzeul Pergamon.